podcastul lui Radu Prisăcaru. Vreau să te întreb, care au fost lecțiile pe care le-ai învățat atât din interacțiunea cu bolnavii pe care i-ai îngrijit, dar și din propriile evenimente din viața ta, acțiuni proprii sau inclusiv gânduri pozitive da, sau negative? Ce am învățat? Am învățat că nimic nu stă pe loc. Totul se mișcă. Totul se mișcă și totul este într-o evoluție și de aceea este important să ne bucurăm pentru ziua de astăzi și clipa de acum. Spune că prezentul și viitorul de fapt sunt hoții prezentului, a timpului. Da, da. Și uităm să ne bucurăm de prezent, uităm să fim fericiți în acest moment pentru că ne gândim ori la trecut, ori la viitor. Ne gândim la trecut și suntem plini de regrete sau ne gândim la viitor și suntem plini de temeri ce o să se întâmple. În loc să ne bucurăm de ziua de azi. Și atunci am o întrebare cheie care mi-o pun întotdeauna dacă mă năpădesc gândurile nu pot să le oprești. Normal. Dar atunci mă întreb, când gândesc eu asta? Acum. Acum. Exact, pentru că se spune că nu poți să te gândești la, efectiv la două lucruri deodată. Da. Deci dacă te concentrezi pe un gând, dacă te concentrezi pe un gând pozitiv din prezent, celălalt te vor dispărea încetul cu încetul. Deci atunci, pe la urmă ne stă nouă în putere să ne introducem gândurile, pentru că în urma procesului de gândire vom avea și rezultate pozitive. Dacă introducem un gând pozitiv, vom avea un rezultat pozitiv și o acțiune pozitivă la finalul acestui proces de gândire. Mai altă lecție, acceptarea. Acceptarea. Greu, e greu să ne acceptăm în primul rând pe noi. Da. Cred că e cel mai greu. De obicei se spune că noi suntem cei mai atenți cu propria persoană și nu ne iertăm, pentru că noi de fapt știm ce am vrea să facem. Suntem și rodul programelor impregnate din copilărie, când de obicei părintele te critică și vrea mult mai mult decât la tine și normal. Nu e destul și vrei să fii perfect. E și părinte. Cum? Da. Sau acum și bunică. Da. Cum ar trebui, din punct de vedere al medicului, dar nu numai, și a persoanei preocupate de dezvoltare personală, cum crezi că ar trebui să fie părinții din ziua de azi, apropo de aceste programe pe care noi le-am primit și le dăm și noi mai departe copiilor noștri? Știi, eu am conștientizat de faptul că am făcut niște greșeli. Toți facem. Așa. Și una din greșelile pe care mi le-am reproșat a fost că am dat în aceeași clasă gemenii. Și veșnic am comparat unul cu celălalt, ceea ce le-a făcut să nu fie independenți, cum s-ar spune. Eu îi luam la pachet. Am înțeles. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, doi copii gemeni, o fetiță și un băiat, Și ai recomanda să nu se întâmple lucrul ăsta? Da, eu aș recomanda ca dacă sunt doi gemeni, să fie în clase paralele. Interesant. Ar trebui să vă gândiți la această opțiune. Da, și atunci, ajutată de o psihologă, le-am cerut iertare. Când? Pentru că și asta e important. Păi le-am cerut iertare când am conștientizat eu. Deci acum, după moartea soțului meu. Și le-am scris câte o scrisoare în care le-am spus ceea ce îmi reproșez eu în educația lor, ce calități au și le-am spus că eu sunt aici oricând ca să-i sprijin și fiecare să-și ducă mai departe calitățile lor. Pentru că, deși sunt gemeni, fiecare are alte calități și alte defecte. Perfect normal, până la urmă. Da. Deci, apropo și de iertare... Deci nu i-a mai luat la pachet. Asta e un lucru. Dar au suferit? Cred că au suferit. Da, cred că au suferit. Chiar fiind băiat și fata, au avut momente când... Da, pentru că mereu eu i-am comparat, i-am luat la pachet
Da. E mai simplu așa. Doi da, în pentru unu. Mine era mai simplu, dar pentru ei nu. Așa este, da. Pentru că fiecare dintre noi avem anumite... Da, da. Deci, apropo de iertare. Da, apropo de iertare și să și nu ne fie frică să cerem da, iertare. Și eu chiar recomand spectatorilor, telespectatorilor, dacă au ceva să-și reproșeze, să scrie o scrisoare. Și să o și trimită, nu numai... Să o și o trimită. De exemplu, am conștientizat că am avut niște greșeli față de părinții mei. Și mi-am cerut iertare. Toți greșim față de părinții noștri. Și mi-am cerut iertare, da. Tot în scris. Da, le-am deci este așa. O metodă bună. Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro